Și am revenit în platou. Lângă mine se află fizioterapeutul Alexandru Ilie, un prieten tare drag nou și un expert de care cred că avem nevoie toți, având în vedere că toți experimentăm dureri de spate mai devreme sau mai târziu. Care este momentul oportun în care eu, Consuela Bălașa, ar trebui să te caut pe tine, Alexandru Ilie? Ieri. Eram sigură dacă de asta. Dacă mă întrebi ieri, și asta pentru că vizita la un fizioterapeut n-ar trebui să fie condiționată neapărat de o durere. Uh-huh. Într-o societate educată, orientată spre a avea calitatea vieții, avem nevoie de vizite și în scop preventiv. Uh-huh. Așa cum cu toții am acceptat faptul că a merge măcar o dată pe an la stomatolog este un bun obicei pentru care să ai o sănătate bună a dinților, la fel dacă te gândești la igiena articulară, la sănătatea coloanei vertebrale, a genunchilor, a șoldului și altor articulații, o vizită și un consult la un fizioterapeut o dată pe an este clar un lucru extraordinar de binevenit, care va fi dublat întotdeauna, îți garantez, cu un set de exerciții pe care să le faci, adaptate la ceea ce se consemnează în acel moment, dar și obiectivelor tale. Pentru că poate Consuela de astăzi își propune să, nu știu, să poată să alerge 20 de kilometri. Și ăsta este obiectivul ei și va fi nevoie de un plan de exerciții care să te ajute să realizezi acest obiectiv în condiții de siguranță articulară. Pentru că ambiția umană e la cote foarte înalte și putem face orice ne dorim. Întrebarea este cu ce preț. Și dacă pui în balanță că te ambiționezi să faci un program, nu știu, de sală, să te duci să împingi niște greutăți foarte mari, să-ți transformi corpul, să ai un corp foarte bine definit și să începi să lucrezi cu niște greutăți mai mari decât ai fi capabil în acest moment, prețul vor fi niște inflamații și poate chiar niște disfuncții articulare, niște afectări structurale de, știu cum ar fi, labrumul, adică niște lucruri foarte specifice ale anumitor articulații, care vor fi lovite din cauza acestui deficit de forță pe care tu îl ai și pe care nu crezi că îl ai. Spui, sunt pregătit. Așadar, ieri era momentul în care să te programezi la un consult. Dragilor, eu sunt un om binecuvântat și incredibil de iubit de cei din jurul meu și de Dumnezeu, pentru că pe Alexandru Ilie îl cunosc de ceva vreme, de câțiva ani buni, și îl aducem consecvent în platoul nostru pentru că ne livrează informații de care avem nevoie. Vă încurajez, ca în momentul în care se termină această ediție, să căutați pe YouTube arhiva noastră, pentru că îl veți mai vedea în emisiuni în care explică exact în ce constă această platformă pe care tu ai dezvoltat-o, cum se întâmplă aceste consultații online, cum vă dați seama care este diagnosticul precis, complet și complex al pacientului pe care îl aveți în fața ecranului și cât de eficient este această platformă, pentru că de foarte multe ori ne gândim, doamne, este doar un apel video, nu o să-și dea seama exact unde scârție, unde doare, unde troznește, că nu prea percepe tehnologia toate aceste semnale. Acolo el ne explică exact cum stau aceste lucruri și nu ne încurajează să-l alegem, ne încurajează să fim informați și să alegem un specialist care ne este la îndemână, nu la distanță, nu prin frig. Vreau să te întreb dacă acest nou ecosistem pe care l-ați dezvoltat se adresează și femeilor însărcinate. Pentru că noi știm că în sarcină se întâmplă foarte multe modificări și de foarte multe ori femeile resimt în această perioadă dureri importante de spate. Dar fiind și sarcina pe care ele o dezvoltă, o duc și o cresc, se gândesc că ar trebui mai degrabă să stea cu mințele acasă decât să se deschidă unui specialist care să le ajute. În cazul în care nu au dureri, din nou, majoritatea nu iau în considerare să aibă cel puțin în proximitatea lor o evaluare din partea unui fizioterapeut. Însă în cazul în care tu ai deja dureri lombare, pentru că acolo este domiciliul cel mai mare, durerile de mijloc, și ai rămas însărcinată, șansele ca durerile să crească în intensitate sunt foarte mari. Și în acest sens, răspunsul este 100% da. Femeia însărcinată poate să se programeze la un consult, va fi văzută de către un medic specialist în recuperare medicală și în urma acestui consult îi se va oferi o indicație în majoritatea situațiilor de exerciții fizice pe care să le facă. Știm foarte bine că de data aceasta apetitul la automedicamentație este foarte redus. Femeia însărcinată știe că nu are voie să administreze de una singură medicamente pentru că transferul substanțelor active în placentă există și înțelege riscurile pe care le poate avea contaminând copilul cu substanțe medicamentoase. Și în acest context, femeia însărcinată este mult mai atentă la soluțiile date de exercițiul fizic. Deci, cu siguranță, o femeie care este însărcinată și prezintă dureri de bazin, dureri lombare, instabilitate articulară, simte că picioarele ei sunt foarte laxe, lucru care este specific datorită relaxinei, un hormon care este generat de către placentă și care are ca obiectiv să ofere o laxitate articulară
pregătind bazinul pentru naștere, în acel moment ea are nevoie de anumite exerciții specifice, evoluție în care se află privind sarcina, deci săptămâna de sarcină în care se află, și restul semnelor clinice care se consemnează în cadrul consultației, urmând ulterior să beneficieze de exerciții pe care le poate face acasă, în confortul casei sale. Colegii mei simpatici, drăguți și super eficienți ne ajută și cu această ilustrație pe care tu ne-ai pregătit-o pentru a înțelege mai ușor traseul pacientului cu dureri de coloană. Ajută-ne să-l înțelegem toate aceste șerpuiri și toate aceste numerotări. Explică-ne exact ce vedem aici. În această ilustrație avem posibilitatea să vedem traseul pe care l-are de urmat un pacient de oriunde ar fi din lume. În 48 de ore el debutează cu un consult la distanță văzut de către medicul specialist în recuperare medicală, care decide traiectoria terapeutică. Traiectoria poate să fie de urgență către partea dreaptă a imaginii, cum privim, adică către sfera de terapia durerii sau terapia chirurgicală, dacă prezintă semne de urgență medicală, sau, din fericire, 95% din pacienți nu le prezintă și urmează imaginea din stânga. Ceea ce înseamnă că după consultul cu medicul specialist în recuperare medicală, începe un plan de exerciții personalizat, începe nutriția antiinflamatoare, psihologia durerii și reevaluare periodică la 6 săptămâni. Acesta este termenul pe care în medie noi îl utilizăm pentru a fi pacientul ținut sub observație. La 6 săptămâni este văzut din nou și în cazul în care este un răspuns negativ la tratamentul conservator, pacientul prezintă dureri și mai mari sau chiar un răspuns neutru care duce la o insatisfacție privind calitatea vieții, adică am niște dureri mari, mă așteptam să le reduc, nu le-am redus în 6 săptămâni prin această abordare, în această situație el este trimis ulterior către terapia durerii și zona aceasta de neurochirurgie în vederea intervențiilor ulterioare. Deci cam aceasta ar fi ideea dacă ar fi să o trecem foarte rapid în revistă. Din fericire, pacientul în 48 de ore își cunoaște traseul, pentru că asta este ceea ce lipsește omului în momentul de față, având și o soluție practică. După ce este văzut de către un medic și povesteai tu mai devreme, poate de lipsa de încredere pe care unii oameni să o aibă, ea în momentul de față este la cote foarte mici, deci oamenii au încredere foarte mare în acest proces pentru că au înțeles mecanismul de evaluare. Noi putem să primim documentele lor medicale, deci RMN-ul, radiografiile, ecografiile, biletele de externare din spital în cazul în care au fost internați în epicrize și în urma analizei documentelor medicale, în urma a înțelege pacientul, adică procesul de anamneză, de ascultare a pacientului prin care observi care este, de fapt, simptomatologia pentru care el solicită un consult și comportamentul durerii. Ulterior ai posibilitatea să-l vezi, deci ai o inspecție vizuală pe care o faci fără niciun fel de problemă și ulterior poți să-l testezi din punct de vedere funcțional. Testarea în dinamică îți dă posibilitatea să ai mai multe informații, toate cei trei piloni ai consultației, deci raportele medicale anterioare și investigațiile făcute de pacient, imagistica, să-i spunem, este un pilon, anamneza, să asculți pacientul, este un pilon extrem de important și al treilea pilon este testarea funcțională și inspecția vizuală. Deci să vezi realmente în dinamică cum se întâmplă statusul pacientului. După ce ai acești trei piloni împreună, poți să oferi o direcție terapeutică. În cazul în care durerea nu este de origine traumatică, deci pacientul nu a căzut, n-a fost lovit, n-a fost bătut, n-a alunecat pe gheață, sau a căzut după o scară și prezintă cu toate aceste dureri, consultul în sistem de telemedicină este excelent. Pentru că nu ai nevoie neapărat de palpaj. Palpajul este singurul lucru care lipsește în mod evident din telemedicină, dar care nu reprezintă un instrument de captarea unor informații vitale prin intermediul cărora tu să schimbi traiectoria terapeutică. Dacă tu vezi un RMN, dacă vezi pacientul, dacă poți să-l testezi funcțional, ai suficiente informații pentru care să-i dai o direcție terapeutică. Este foarte fain ceea ce îmi spui, pentru că în platoul nostru, așa cum foarte bine știi, de-a lungul timpului au venit foarte mulți medici, inclusiv medici neurologi. Și atunci când abordam această durere de spate cu ei, ne precizau această frustrare a pacienților care vin în cabinet. Păi și cum? Nu mă dezbrăcați, nu mă întindeți nicăieri, deci nici măcar medicul neurolog care ne primește în cabinetul lui fizic. De multe ori nu mai apelează la aceste informații. Nu are nevoie să ne vadă dezbrăcați sau să punem mâna pe noi, pentru că foarte multe lucruri le poate observa fără să se întâmple aceste așa elemente. Este. Aș îndrăzni să spun că inspecția vizuală este importantă, deoarece pot prezenta anumite malformații, anumite semne clinice pe care poate pacientul un edem
de exemplu, da, apare o gâlmă. E, gâlma aceea nu o neglijezi. Este un aspect extrem de important din punct de vedere clinic, față de care trimis pacientul spre o investigație de specialitate, deoarece nu e normal să avem niște edem, da, să avem o gâlmă. Și atunci inspecția vizuală, deci a dezbrăca pacientul, cred că este în continuare util pentru a lua poate în prim plan alt tip de informații, de exemplu un psoriazis pe care el îl dezvoltă, care poate să-mi dea informații că el din punct de vedere psihoemoțional are o vulnerabilitate importantă care la raport cu stresul declanșează psoriazisul respectiv. Lucru care pe mine ca fizioterapeut mă ajută foarte mult să înțeleg de fapt că inclusiv durerea pe care el o are poate să fie într-o corelare strânsă cu intensitatea stresului. Deci iată doar două exemple pentru care inspecția vizuală și deci a dezbrăca pacientul consider că ar fi util. Nu neapărat din perspectiva diagnosticului de specialitate, ci de perspectiva de a lua în ansamblu și în integralitatea sa ființa umană, având un consult poate mai elaborat față de pacient. Tu mi-ai trimis câteva poze importante pentru a vedea exact cu ce se ocupă fiecare ramură acestui ecosistem pe care tu l-ai dezvoltat. Și uitându-mă aici, văd program de chimioterapie personalizată online, nutriția durerii online. Medicii neurochirurgi cu care tu colaborezi au acceptat că nutriția și psihologia fac parte din acest program de care pacientul cu dureri de spate are nevoie? 100%. Au fost extrem de încântați în momentul în care au văzut că alți medici specialiști în alte arii, cum ar fi nutriția, cooperează în managementul durerii. Evidențele științifice ne-au arătat că alimentația antiinflamatoare combate în mod semnificativ la reducerea inflamației, respectiv a durerii. În momentul în care tu ai o durere cronică de mai mult de 6 luni de zile, cam aceasta ar fi definiția durerii și încadrării durere cronice, tu ai o inflamație sistemică, ai o inflamație în corp de multe luni de zile pe care trebuie să începi să o accepți, să o abordezi și din punct de vedere alimentar. Lasă alimentația să devină medicament. Nu este un îndemn din partea lui Hipocrate de peste 2000 de ani. Nu întâmplător. Nu este doar un slogan așa care sună bine, ci este o evidență științifică, iar în acest sens, doamna doctor Andra Zaharia face o treabă extraordinară. Este cea care vede pacienții la distanță și întocmește ulterior planuri personalizate de nutriție antiinflamatoare. Acestea fiind parte din schema de tratament a pacientului. Mai mult decât atâta, o intervine psihologia. Și de data aceasta, din nou, atât Dorin Bică cât și domnul doctor Ionuț Gobeș au fost extrem de încântați când au văzut faptul că punem foarte mare accent prin două instrumente terapeutice. Și anume, în primul rând, este consultația și consilierea psihologică 1-1, în care pacientul cu dureri cronice este invitat să aibă parte de discuții în a putea să se integreze mai bine în raport cu diagnosticul său, cât și grupuri suport în terapia durerii. Grupurile suport în terapia durerii sunt un instrument de management al durerii utilizat peste tot în lume. Din fericire, ne bucurăm că și noi în România o facem și pacientul român de la an la an este din ce în ce mai deschis spre a intra într-un mediu în care observă că durerea este abordată 360 de grade. Înțelege că pacientul român s-a săturat de rețete medicale. M-am dus la doctor și mi-a dat medicamente. Pacientul român este deja peste cap de această idee terapeutică. În momentul în care a văzut că este trimis spre mișcare, mișcare controlată, ghidată de către expert, este trimis către un anumit tip de nutriție, este trimis spre o înțelegere și un control mai bun emoțional. Pentru că asta face psihologia durerii. Te învață cum să începi să ai un control mai bun asupra emoțiilor tale. În acel moment, pacientul a răspuns extrem de favorabil. Adică s-a simțit în siguranță. Povesteam înainte de pauză despre teama și sentimentul de frică pe care îl ai când ai un diagnostic. Da. Se spune, aveți o hernie de disc, este posibil să vă operați în următoarea perioadă. Sau aveți o afectare a șoldului, o coxartroză care este evolutivă și este posibil să ajungeți să vă protezați. Acel sentiment de frică și teamă începe să fie înlocuit de încredere, de certitudine, de liniște, datorită acestei echipe multidisciplinare pe care pacientul știe că se poate baza, știe că îi vine acasă în fiecare zi, este în casa lui la un click distanță și lucrul acesta îi oferă un confort. Vede că nu mai are acea frustrare a sistemului medical în care stă la coadă, în care vede că e programat peste 2-3 săptămâni, vede că ajunge acolo și de multe ori un alt pacient e luat de mână și băgat în fața lui.
Toate aceste lucruri le-am trăit cu toții și le știm, fac parte din realitatea sistemului medical românesc. În momentul în care pacientul vede că este tratat așa cum ne dorim cu toții, de fapt, pentru că asta este filozofia noastră, noi am și spus tot echipa noastră medicală când facem traininguri privind îmbunătățirea actului medical, întotdeauna încheiem cu o frază care pentru noi este o lege până la final. Spunem, tratează-ți pacienții cum l-ai tratat pe Iisus. Noi credem foarte mult în această filozofie și fiecare expert din echipa noastră, când se raportează din perspectiva aceasta că l-ai avea pe Iisus ca pacient, lucrurile se schimbă total. Atenția, empatia, dragostea pe care o arăți față de el ar trebui să fie la alte cote și da, pacientul român este extrem de încântat de această abordare multidisciplinară, iar domnul doctor Dorin Bică și Ionuț Gobeș au început să vadă deja la aceste luni distanță rezultatele extraordinare prin pacienți pe care ei aveau din Craiova, de exemplu, pe care îi abandonau din punct de vedere terapeutic pentru că n-aveau, și când spun Craiova mă refer la un județ, la un oraș, mă refer la zeci de kilometri distanță de cea mai apropiată unitate medicală în care să faci kinetoterapie, neluând în calcul nutriția și psihologia. Și au dat seama de această valoare fantastică și de rezultatele pe care ușor, ușor le descoperim, fără să luăm în calcul pacientul din diaspora, care nu e de neglijat. Deloc de neglijat, mai ales că aduc inputuri importante țării. Mai avem două ilustrații care ne vor ajuta să înțelegem o ultima parte sau partea despre care n-am apucat să vorbim momentan, despre această terapie a durerii și partea aceasta chirurgicală. Povesteam înainte că de foarte multe ori pacientul se gândește, mă duc direct către chirurgie pentru că acolo voi găsi rezultatul suprem și de acolo oricum nu mai este nimic soluția, altceva. Da, și de acolo va veni tot ce este mai bun. De ce să mai pierd anumite, o grămadă de timp în sufrageria mea, chiar dacă primesc un program? Pentru că oricum tot acolo ajung. Sau mai devreme sau mai târziu tot acolo se va ajunge și așa că mă duc direct acolo pentru că salvez timp. Vreau să demontăm acest lucru, dar vreau să vedem și traseul pe care voi l-ați gândit. Următoarea imagine. Aici suntem încă la psihologia durerii. Vreau să văd terapia durerii. Am vorbit mai devreme. Și zona, exact. Terapia durerii este o specializare medicală. Trebuie să înțelegem că este un lucru nou la nivel mondial, așa cum am spus, în România există din fericire acești medici specializați, deci o ultra-specializare de a combate durerea, mai ales cea cronică, cea care nu-i găsește o soluție, dar care nu are nevoie de intervenție chirurgicală. Și aici se abordează din punct de vedere al infiltrațiilor sub ghidaj fluoroscopic, prin care poți să injectezi o substanță activă exact în domiciliu de inflamație maximă, lucru care poate reduce durerea și poate să și confirme un diagnostic. De exemplu, în sacroileită, atunci când vorbim de inflamație articulației sacroiliace, deci durerea de la baza bazinului, da, undeva în spate, aproape de zona sacrală, o durere cu un domiciliu precis și cu un comportament caracteristic exacerbat de statul în picioare. Da? Pacientul stă în picioare, spune, când stau în picioare la biserică, de exemplu, într-un punct fix, mă doare tare. Când merg, nu mă mai doare. Este o caracteristică a acestui tip de durere care, sub o infiltrație și un răspuns favorabil, se diagnostichează de certitudine. Adică durerea dumneavoastră este dată de sacroileită, de această inflamație. Ei bine, pacientul poate ajunge acolo doar dacă trece de acest filtru. Deci, de fapt, noi ceea ce am oferit echipei de neurochirurgie cu care colaborăm a fost, în primul rând, o eficientizare a timpului lor. În momentul de față, statistica pe care ei o aveau arătau că maxim 15% din pacienții pe care îi vedeau aveau nevoie de opțiunea terapeutică. Deci gândiți-vă că vorbim din 100 de consultații, da, doar 15 oameni care se prezentau la medicul neurochirurg aveau de fapt nevoie de neurochirurgie. Majoritatea își pierdeau timpul și al medicului, și al lor, și banii. Ei aveau nevoie de un filtru prin care să treacă, pe care noi l-am instalat, în urma căruia, dacă echipa de recuperare medicală oferă indicația pacientului să fie văzut de un neurochirurg, șansele ca, de fapt, nevoia reală de neurochirurgie să fie sunt foarte mari. Cu alte cuvinte, acel 15% vrem să-l transformăm în 50%, în 60%, în 80%, să ajungă la neurochirurg doar pacientul care într-adevăr are nevoie. Și ceea ce vedeați mai devreme erau imagini din blocul operator, unde atât domnul doctor Dorin Bică, cât și Ionuț Gobeș operează cu succes în România, oferindu-le pacienților soluții identice cu ceea ce înseamnă performanța medicală din Statele Unite ale Americii, având posibilitatea în momentul de față să acceseze tratamente ultra-minim invazive.
Acesta este termenul corect, chiar dacă cumva sună așa destul de ciudat, cum adică ultra-minim. Mm-hmm. Ori e minim invaziv, ori ultra-minim invaziv înseamnă de fapt că reușești, și aici tehnicile operatorii sunt cele pe care cei doi vi le pot explica în extenso. Gândiți-vă că ei au acum capacitatea de a avea un spectru vizual când intră la nivelul coloanei vertebrale, de a putea vedea într-un raport de, cum spune domnul doctor Dorimică, în spatele herniei de disc. Deci capacitatea de observație este una extraordinar de mare, incizia poate să fie de un centimetru și jumătate, deci de nivelul unui deget, nu vorbim de acele incizii de 12 cm în operațiile clasice, iar eficiența este una foarte mare, pentru că tu ai un câmp, o vizibilitate intraoperatorie foarte crescută, având posibilitatea să elimini și să cureți întregul fragment și fragmentele care pot fi rupte din discul intervertebral, generând spațiu la nivelul rădăcinilor nervoase. Așadar, în încheiere, este important ca pacientul să înțeleagă că nevoia de a apela la un neurochirurg trebuie filtrată de un consult la medicul specialist în recuperare medicală, de începerea unui plan terapeutic, dacă se consemnează, și de eșecul acestuia. Deci fac 6 săptămâni de terapie non-chirurgicală și dacă după 6 săptămâni de kinetoterapie, psihologie și nutriție nu observ o ameliorare a semnelor, atunci foarte posibil să am nevoie să merg la următoarea etapă terapeutică, apelând la echipa de terapie a durerii și neurochirurgie. Îmi place foarte mult că sunt în acest culoar de prioritate pe care voi îl oferiți prin acest ecosistem. Mă bucur că încă mai creez lucruri care să vină în ajutorul nostru, pe care le putem accesa cu ușurință și din confortul casei noastre. Mereu că te întâlnesc, mă simt vinovată că încă mă doare spatele și este exclusiv vina mea, pentru că eu nu fac timp să merg către cine trebuie. Vă înțeleg perfect de ce vă doare spatele, dar vă încurajez, așa cum mă încurajez și pe mine, să luăm decizia ieri, respectiv astăzi, să nu ne mai doare, pentru că avem oameni la care să apelăm astfel încât să ne facă bine. Îți mulțumesc mult pentru tot ceea ce creezi, îți mulțumesc pentru tot timpul pe care tu ni-l acorzi și sper din suflet să ne revedem aici în platou, poate chiar însoțit, pentru că vrem să vedem această echipă frumoasă. Cu siguranță, mulțumesc și eu foarte mult pentru această oportunitate de a fi astăzi aici. Dragilor, și vouă vă mulțumesc și vă încurajez să-l căutați pe Alexandru Ilie, fizioterapeut, în toate mediile online, pentru că este mai mult decât prezent și mai mult decât pertinent în tot ceea ce postează acolo și postează des. Vă încurajez să nu plecați, pentru că urmează Fresh Access, iar noi ne revedem în fiecare zi de luni până și la ora 4. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.